Bun găsit, dragi telespectatori! Vom căuta să răspundem în episodul de față la întrebarea ce ne puteți spune despre înălțarea la cer a lui Iisus Hristos. Menționăm că suntem în așteptarea și altor întrebări din partea dumneavoastră, cât mai interesante, la care vom căuta să răspundem în episoadele viitoare ale emisiunii Răspunsuri pentru Viață. Modalitățile în care ne puteți adresa aceste întrebări sunt cele afișate pe ecran, prin e-mail, prin telefon sau chiar prin scrisori obișnuite. Revenind la subiectul în dezbatere, putem spune că despre aspectul văzut al înălțării lui Iisus Hristos la cer și ceea ce a implicat și implică pe plan nevăzut acest fapt, acest eveniment, Biblia ne vorbește destul de puțin dar totuși suficient pentru a înțelege ceea ce avem nevoie pentru mântuirea personală. Astfel, deși toate Evangheliile ating subiectul întoarcerii la cer a Fiului lui Dumnezeu, numai Marcu, în penul, penultimul verset, vă dați seama, un singur verset pentru un eveniment atât de strălucit. Și Luca, în două din ultimele versete ale scrierii sale, consemnează explicit acest eveniment. Evanghelistul Marcu, în capitolul 16, versetul 19, ne spune, citat, Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Nu ni se indică aici nici când, nici unde și nici cum anume s-a înălțat Isus la cer și cu atât mai puțin ceea ce înseamnă acest fapt, respectiv așezarea lui Isus la dreapta lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca, la rândul său, precizează în capitolul 24, versetele 50 și 51, următoarele, citat, Iisus i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Încheiat citatul. Din acest al doilea text, ceva mai lung ca întindere, rezultă locul aproximativ al ascensiunii lui Iisus la cer, cât și faptul că despărțirea a avut loc în condiții privilegiate pentru ucenici, pentru că Isus, ca un veritabil mare preot, și-a binecuvântat discipolii înainte de despărțirea de ei. Mergând însă mai departe în faptele apostolilor, vom observa că evangelistul Luca, care este scritor și al acestei cărți, nu doar al Evangheliei sale, revine cu noi precizări în legătură cu înălțarea lui Isus la cer. Astfel, textul sacru, rezervând de această dată un și mai mare spațiu evenimentului, ne relatează în capitolul 1, versetele 3 și apoi de la 9 la 12. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest sus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim din muntele numit al măslinilor, încheia citatul din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 3 și apoi de la 9 la 12, partea A. În textul anterior prezentat avem câteva precizări legate de înălțarea Domnului. Mai întâi încadarea în timp a evenimentului, la 40 de zile de la învierea Mântuitorului. Apoi locul din care a avut loc ascensiunea, Muntele Măslinilor. Și apoi și alte câteva informații importante oferite de îngeri asupra cărora vom reveni. În ceea ce privește impactul înălțării Domnului Isus asupra ucenicilor, este bine, cred, să menționăm că acest eveniment i-a făcut pe discipoli să facă următoarele. În primul rând, să privească la Domnul Isus, versetul 9. Apoi, să privească spre cer, versetul 10. În al treilea rând, să aștepte reîntâlnirea cu mirele lor, Isus, versetul 11. În ceea ce îl privește pe Isus Hristos, evenimentul înălțării, înălțării, clarifică câteva lucruri importante. În primul rând, faptul că Isus, așa cum s-a înălțat în persoană, sigur, într-un glorificat, tot așa va apărea și la revenirea sa în persoană. În Maleahi, capitolul 3, versetele 1 și 2, stă scris, citat, Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Este vorba de eu, botezătorul care a pregătit calea Domnului Isus. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor, Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? că el va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului, încheia citatul, în ultima parte, cu referire la cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos. În al doilea rând, Domnul Isus Hristos s-a înălțat la cer în mod vizibil, într-o slavă ascunsă de nor și El va reveni tot în mod vizibil, dar cu o mult mai mare slavă. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 30, stă scris și dăm din nou un citat, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Încheiat citatul. În al treilea rând, așa cum în, înălțarea a avut loc de pe muntele măslinilor, versetul 12 din fapte 1, revenirea lui Isus Hristos va avea loc tot de aici. În Zaharia 14, versetul 4, stă scris în acest sens, citat, Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare, jumătate din munte se va trage înapoi spre noapte, iar jumătate spre zi, încheia citatul. În sfârșit, este scris că Domnul Iisus când s-a înălțat la cer a fost acoperit de un nor, versetul 9. Iar în Matei 24 cu 30 este scris că El va reveni pe norii cerului. S-ar părea în mod interesant că un element important pentru înțelegerea înălțării lui Iisus Hristos la cer pare a constitui tocmai cuvântul nor. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, norul are o semnificație deosebită. El ascunde slava lui Dumnezeu pentru ochiul neputincios al omului. În pustiu, Dumnezeu i s-a arătat mereu poporului său în acest mod. La schimbarea lui Isus la față, norul a fost de asemenea prezent, iar la revenirea sa Isus urmează a fi acompaniat de asemenea de un nor sau pe nori. Pentru pasajul nostru, apariția norului îl ascunde pe Iisus cel înviat și glorificat care iese astfel din imanență și intră în transcendență, într-o într clipă. La revenirea sa se va petrece fenomenul invers. Iisus va ieși din transcendental și va intra în iman imanență, în lumea tangibilă a simțurilor omenești. În orice caz, relatarea despre înălțarea lui Isus la cer a iscat întotdeauna dispute, la fel ca și venirea lui Isus în lumea aceasta ca fiu al Fecioarei Maria. În ambele cazuri întâlnim imanență și transcendență și acest lucru este aproape insuportabil pentru oamenii ultimelor secole. Oamenii de știință au făcut calcule cu privire la viteza de înălțare a lui Isus. Cosmonauții l-au căutat prin spațiul cosmic, și în felul acesta s-a dorit și se dorește invalidarea relatării scripturistice privind înălțarea la cer a Domnului Isus. Așa că înălțarea Domnului, deși fapt istoric suficient de bine atestat, este supus unor observații critice, nu foarte puternice, dar care încearcă să pună la îndoială evenimentul. Amintim câteva din aceste critici. 1. Existența unei aparente incompatibilități în limbajul descriptiv folosit pentru prezentarea acestui eveniment. Astfel, conform relatărilor din Evanghelia după Marcu și din faptele apostolilor, Isus s-a înălțat la cer. În timp ce, conform Evangheliei după Luca, Isus a fost înălțat la cer. Așadar, sunt folosite diateze diferite, considerate incompatibile. Explicația este însă simplă și ea rezidă în profilul diferit și complementar al lui Isus, pe care se axează cei doi evangeliști. În Marcu, Isus este prezentat ca rob, slujitor mesianic, care acționează cu de la sine putere, iar în Luca, Isus este prezentat ca om desăvârșit, care acționează prin Duhul Sfânt. Din această cauză, dubla sa natură de om și Dumnezeu, Isus ca om nu s-a nu înălțat la cer, ci el a fost înălțat la cer. O altă obiecție adusă istorisirii Sirii în Domnului este că, sau istorii este că acestea s-ar baza pe ideea învechită că cerul ar fi un loc deasupra capetelor noastre. Or, acest concept aplicat din perspectiva unor oameni aflați pe paralele sau meridiane opuse ale globului pământesc conduce la o localizare complet divergentă a cerului. Această critică este fără importanță, însă, având în vedere că Biblia nu indică explicit un anume loc în spațiu pentru locuința lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, mărimea Pământului în raport cu Universul, cu Cerul, este nesemnificativă. Este adevărat că din anumite versete biblice, spre exemplu din Isaia 14 cu 13, s-ar putea trage concluzia că Cerul s-ar afla în direcția miază noaptei. Acest lucru este desigur interesant, și numai pentru faptul că toate busolele arată nordul. Dar ideea este incertă și nu prezintă vreo importanță din punctul de vedere al mântuirii. Este adevărat, pe de altă parte, că Iisus Hristos, când s-a rugat Tatălui Cereș și-a ridicat privirea spre cer și a folosit mai mult sau mai puțin convențional expresii de genul sus și jos pentru a face distincțiile necesare. Faptul înălțării s-a putut constitui însă și într-o acțiune didactică, instructiv-demonstrativă a Marelui Învățător, de un profund simbolism care a ținut seama de concepția ucenicilor despre cer din acel moment. Prin acest act, Isus însă a indicat în mod decisiv că perioada arătărilor sale de după înviere s-a încheiat și apoi că, în urma reîntoarcerii sale la Tatăl, după alte câteva zile, urma să fie inaugurată o altă eră sau dispensațiune dispensațiunea Duhului Sfânt. În sfârșit, o a treia remarcă a criticilor moderni este că un trup biologic de natură materială nu este adaptat și adaptabil mediului extraterestru. Se ignoră însă clarificările din, spre exemplu, 1 Corinteni 15, 39 la 40 și versetul 48. Citate, nu orice trup este la fel, tot așa sunt, sunt trupuri cerești și trupuri pământești, cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești, cum este cel cerești, așa sunt cei cerești. Încheia citatul. Trupul Domnului era un trup cerești, glorificat, iar a reduce formele de viață din Univers doar la cele cunoscute la un moment dat, nu constituie o abordare tocmai științifică. De altfel, Biblia afirmă la 1 Corinteni 2 cu și mai mult lucruri pe care ochi de om nu le-a văzut. Orechia nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce Îl iubesc, încheiat citatul. Fie să nu ignorăm nici noi această glorioasă perspectivă inaugurată prin lucrarea lui Isus, capul sau căpetenia Bisericii. După cum spuneam, relatările biblice cu caracter istoric cu privire la înălțarea Domnului prezintă deosebit de succint Latura vizibilă a evenimentului. Evanghelia după Marcu vizează, e adevărat, și ceva din latura nevăzută, afirmând că Isus s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Abia Sfântul Apostol Petru, în ziua cinzecimii a rusaliilor, a proclamat pentru prima oară, în mod explicit, semnificația esențială a înălțării lui Isus la cer. El a prezentat acest eveniment ca fiind împlinirea profeției lui David din psalmi. Iată cum a prezentat Petru acest adevăr în fapte, capitolul 2, versetele 34 la 36. Căci David nu s-a suit la ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. Fapte 2, 34 la 30, 36. Putem afirma așadar că, deși nu găsim în Biblie o descriere a așezării lui Isus pe scaunul de domnie al Universului, alături de Dumnezeu Tatăl, probabil și din cauza insuficiente expresivități al limbajului omenesc, acest fapt se consideră de la sine înțeles și este prezentat ca atare în unele epistole și în Apocalipsa. În Evrei 2, capitolul 2, versetul 9, se spune, spre exemplu, citat, Pe Iisus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, încheiat citatul. Rămânând puțin la această ultimă afirmație, să ne întrebăm și noi fiecare, dacă în ciuda celor ce se petrec în jurul nostru, în lumea noastră, îl vedem sau nu îl vedem pe Isus într-o poziție glorificată și suverană, având control asupra tuturor lucrurilor. Dacă am înțelege o astfel de perspectivă, am înțelege și uh, evenimentele legate de viața terestră a Mântuitorului, care au între ele o corelație logică. Și Haideți să facem o paranteză și să vedem uh, elementele componente ale Sfântului itinerar mesianic, cunoscut și sub numele de traseul mesianic al celor 5G, de la litera G, cu care începe fiecare din uh, reperele acestui traseu. În primul rând, Ghețiman. Apoi Gabata, locul pardosit cu pietre în care Isus a, a, fost judecat și condamnat. A se vedea în Ioan 19 cu 13 acest nume. Apoi Golgota, apoi Groapă și apoi Înălțare, apoi Glorie. Urmândul și imitându-l pe Marele nostru înainte mergător, pe calea cu astfel de sfinte repere, fiecare creștin are de parcurs un traseu spiritual asemănător. Pentru noi, reperele sunt, după modelul Mântuitorului, următoarele. Ghețimaniul nostru, renunțarea la propria noastră voință. Gabata, renunțarea la dreptul și la dreptatea noastră. Golgota, renunțarea chiar la viața noastră. În primul rând, la viața eului vechi, dar nu este exclus și o renunțare la viața trupească. Dar să nu uităm faptul că, cu cât moartea a fost mai chinuitoare și mai umilitoare în cazul Domnului Isus, cu atât slava atribuită prin înălțare și glorificare a depășit și depășește orice imaginație. Apostolul Pavel, făcând explicit corelația logică evidentă între moartea și înălțarea lui Hristos, a spus în Filipeni 2, versetele 8 la 11, citat, S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Încheia citatul din Filipeni 2, 8 la 11. Deci, este înțelept ca prin trăirea și vorbirea noastră să afirmăm și noi, încă de pe acum, acest grandios adevăr, care în cele din urmă va fi recunoscut la nivelul întregului univers. Iisus Hristos și numai El este Domnul. Să ne amintim că în vremea cezarilor Romei, acelei Rome care se restabilește în zilele noastre, creștinilor li se cerea să afirme că cezarul este Domnul dar aceștia de multe ori cu prețul vieții au rămas lângă adevărul ilustrat de înălțare și anume Isus Hristos este Domnul. În continuare, prezentăm câteva din rezultatele înălțării Domnului Iisus Hristos, rezultate din scrierile Noului Testament. 1. Isus Hristos, în urma înălțării, nemai fiind într-un corp omenesc, limitat în spațiu și timp, nu numai că este în ceruri, dar în mod spiritual, fiind făcut, așa cum scrie Biblia, un duc dătător de viață, se poate prezenta pretutindeni, se poate afla pretutindeni. Despre Isus se spune că s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile, FSM 4 cu 10, și tot despre El se spune că unde se adună doi sau trei numele Lui, El este în mijlocul lor, Matei 18 cu 20. Deci, iată această deschidere spre toate orizonturile posibile ale prezenței Domnului Isus în urma înălțării și glorificării sale. 2. Înălțarea lui Isus a condiționat și a făcut posibilă coborârea Duhului Sfânt. Adevăr transmis ucenicilor de către Mântuitorul cu atâta claritate și putem spune și cu atâta modestie. Întrucât, în Ioan 16,7 Domnul a spus, citat, Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ioan 17, cu 7. Iar în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 33, Apostolul Petru confirmă ceea ce spusese Isus citat și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. În cuvântarea din care am mai dat un citat deja, din fapte, capitolul 2, versetul 33, cuvântare de la cinzecime sau Rusalia Apostolului Petru. În al treilea rând, prin înălțare, care se constituie alături de înviere ca o extrem de importantă pecete pusă de Dumnezeu asupra lucrării lui Isus, a fost luată, cum scrie la FSM 4, 8 la 11, robia roabă și au fost date daruri oamenilor. În urma înălțării la cerea Domnului Iisus Hristos, El a dăruit multe daruri oamenilor și, în primul rând, l-a dăruit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 4. Înălțarea anticipează și pregătește, pregătește revenirea glorioasă a lui Hristos. Așa cum îngerii spuseseră la înălțare, dar în conformitate și cu alte texte biblice. Iată ce le-a spus Mântuitorul ucenicilor săi înainte de a-i părăsi, în Ioan 14, versetele 2 și 3, citat: În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fie și ucenicii mei. În al cincilea rând, în urma înălțării, Domnul Iisus, ca mare preot, mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru sfinți după voia lui Dumnezeu, cum spune Biblia, iar ca domn și împărat, acționează și așteaptă ca toți dușmanii să-i fie supuși pentru a stabili împărăția. Sau cum scrie într-un sal, făcuți aștenut picioarelor sale. De altfel, cu toții cerem acest lucru în rugăciunea domnească, atunci când spunem vie sau vină împărăția ta. Supunerea vrăjmașilor și impunerea voinței sale suverane este urmarea naturală a înălțării lui Isus la dreapta lui Dumnezeu. Și totodată este și garanția biruinței divine finale. Napoleon, unul dintre marii cuceritori ai lumii, a spus odinioară Eu mi-am întemeiat împărăția pe putere și iată că încă în timpul vieții mele ea s-a prăbușit. Hristos și-a întemeiat împărăția pe iubire și, deși au trecut atâtea viacuri, ea durează și înaintează hotărât prin lume. Încheiat citatul rostit de Napoleon. Fie să constatăm și noi lucrul acesta și contăm pe această, să contăm pe această realitate, indiferent de circumstanțele de moment, care pot fi uneori, chiar îngrijorătoare, dacă nu înfricoșătoare. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.